Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitata mea de astăzi este Paula Butu, eleva Colegiului Național Radu Negru, care a obținut cea mai mare medie la bacalaureat în Făgăraș, 9,95, aproape de perfecțiune. Felicitări, Paula, pentru media obținută. Felicitări și părinților tăi, care, bănuiesc, te-au susținut în tot, de, în tot acest demers. Mulțumesc și pentru invitație. Paula, ce efort a presupus acest rezultat extraordinar? E un efort, e o muncă constantă. Nu pot să zic că doar în a 12 m-am pregătit pentru examen, încă din clasa 9, și poate chiar mai devreme am muncit. Mi-am dorit să am un rezultat cât mai bun și cred că am meritat tot efortul. Până la urmă este și un sacrificiu, pentru că, deși am reușit, organizându-mă foarte bine să îmi gestionez timpul, să am timp și pentru uh, activități extrașcolare, uh, au existat momente în care mă gândeam, da, eu stau și învăț, alții stau și se distrează. Pentru că a adus vorba de activitățile extrașcolare. Ce faci în uh, timpul liber? Uh, acum mai ales că s-a terminat cu bacalaureatul și am mult mai mult timp liber. Uh îmi acord atenție hobbyurilor, îmi place să citesc, îmi place să scriu. Am avut o bursă pentru scriere creativă, am făcut parte din Asociația Școala de Valori. Ei au avut un proiect în colaborare cu Provident, intitulat Bursele Start. Și pe parcursul unui an am avut parte de mentorat, de tot felul de ateliere, nu doar care au vizat scrierea creativă, ci și dezvoltarea personală prin... Din educație financiară, branding personal și tot felul de aspecte interesante. În uh, sport. Sport faci sau mai puțin? Uh, nu pot să spun că sunt chiar paralelă cu sportul. Încerc să evit sedentarismul pentru că stând destul de mult cu capul în carte știu că există capcană asta. Însă nu sunt mm. chiar cea mai bună prietenă cu sportul. Când eram mică părinții mei m-au dat la karate, așa, mai mult pentru mișcare. Acum mai merg cu bicicleta, mai alerg prin pădure. Mie îmi place foarte mult natura și uh, chiar e o conexiune pe care simt că o am cu tot ce înseamnă mediul înconjurător și îmi place să îmi reîncarc bateriile dintr-un mediu liniștit. Da, într-adevăr, pădurea îți dă o liniște deosebită și eu merg foarte des în pădure. Nu neapărat alerg, dar merg, merg prin pădure, mă duc la ciuperci, mă duc, mă plim pur și simplu câteodată și într-adevăr, cum spui tu, îți creează așa o stare de bine, o relaxare, aerul acela plin de ozon, îți creează o stare de, de bine să revenim la bacalaureat. Ai obținut două note de 10 și una de 9,85. Cea la, de 9,85 la matematică. Da. Te-ai să faci contestație sau Da, mi-a trecut prin gând. Uh, știam că rezolvarea mea este corectă, nu era cea de pe barem, dar redactarea nu era 100% completă. Am vorbit imediat ce am terminat uh, Proba de bacalaureat cu doamna profesoară Gab Gabriela Boieriul, și mi-a explicat că există o posibilitate să primesc punctaj maxim sau să mi se scadă un punct, două puncte. Într-adevăr, au existat colegi care au primit maximul de puncte, și gândindu-mă la acest lucru, am zis că poate s-ar merita să fac contestație, însă era de subiectivitate și de noroc, și trebuia să primesc maxim din partea a doi corectori și am zis că există o șansă destul de mică să dau peste două persoane care să treacă cu vederea uh, acel minus, uh, acel aspect pe care l-am omis în redactare. Și am zis că media este suficient de mare și nu are rost să risc. Într-adevăr au existat persoane uh, și de la mine din clase și de la mine din liceu care au riscat, au mers pe contestație. Uh, unii dintre ei au fost încântați de rezultat pentru că a fost o creștere semnificativă la note, mai ales la limba română. În acest an au fost sute de contestații, știu că în prima oră de, din momentul în care s-a dat drumul la contestații, s-au făcut peste 100 de contestații. Numai drept... Da, dar da. da, da. doar la noi în liceu, drept dovadă că elevii au fost foarte nemulțumiți, s-au simțit nedreptățiți da. pe ceea ce au scris. Și spuneai că mulți au avut dreptate da. Da, în contestația pe care au făcut-o. Oricum, ai luat o notă extraordinar de, de mare. Nici nu m-aș fi gândit să fac contestația la uh, nota aceasta. Ți-ai propus să obții așa o notă mare să fii prima sau pur și simplu ai învățat ce a fost rezultatul muncii tale? Bineînțeles că mi-am dorit, mi-am dorit foarte mult să fie o notă cât mai mare, însă am zis că nu îmi pun foarte multă presiune pe mine. Știam că dacă îmi doresc totul sau nimic, e foarte posibil să fiu aproape de nimic, să cedez și să nu mai pot să mă concentrez pe rezolvarea subiectelor. Am zis, încerc să fac cât mai bine posibil și să nu mă agit foarte mult, pentru că inevitabil, deși eram obișnuită cu atmosfera de concurs, participând mereu la olimpiade, Uh, știam că va exista o oarecare emoție care îmi va um, afecta într-o oarecare măsură ritmul de rezolvare a subiectelor. Pentru că ai adus uh, vorba de participarea la Olimpiade, știu că ai ajuns până în fazele finale, fazele naționale, atât la limba română, cât și la limba franceză. Da. Uh, ai răspuns anticipat. Voi urma să te întreb cât te-a ajutat uh, această participare la examenul de bacalărat. Da, mi răspuns uh, anticipat. Uh, cât de greu a fost uh, să ajungi în fazele acelea finale? Acolo e o concurență foarte mare da. și mai ales din județ, din câte știu eu, unul singur pleacă la naționale. Așa este. Într-adevăr, este o luptă, dar mai degrabă o luptă cu tine, pentru că tu trebuie să acumulezi într-un timp foarte scurt. Multe cunoștințe, să ajungi în punctul în care vezi finețile uh, din spatele subiectelor și asta înseamnă să muncești foarte mult. De exemplu, la franceză am lucrat foarte mult pe gramatică. În momentul în care am început să mă pregătesc în clasa 9, nu aveam încredere că pot să reușesc, pentru că știam că am foarte multe lacune, înțeleg, dar nu pot să. Um, Compun un mesaj consecvent și pertinent subiectelor, și datorită doamnei profesoare Mariana Todea, pe care o salut și știu că o apreciez enorm. Dânsa a fost mereu lângă mine, nu doar când a venit vorba de Olimpiade, ci de orice aspect legat de școală și nu numai. Mi-am dat seama că pot mai mult și uh, prin intermediul olimpiadelor am avut și acest avantaj de a avea o încredere mai mare în mine, de a ști că pot, dacă vreau, să învăț mult. Da. Ai fost, din câte știu eu, la o secție reală, nu? Da. Și uite cât te-ai dus la olimpiade la uh, materie umanistă. Da, e un, e un paradox pe care multă lume uh, îl remarcă și mă întreabă de ce? De ce nu ai ales uman în clasa 8 -a sau de ce nu te-ai mutat ulterior? Nu m-aș fi văzut la UMAN. De exemplu, mama mea și-ar fi dorit să merg pe filologie sau pe științe sociale, dar eu nu m-am văzut. În primul rând, îmi plăcea matematica, îmi plăcea provocarea pe care mi-o dă. Satisfacția de a rezolva o problemă nu se compara cu niciun eseu, cu nicio lucrare la, nu știu, limba engleză sau limba română și consider că atunci când gândesc retrospectiv, am făcut alegerea corectă. Acum, consider că am un avantaj când vine vorba de drept pe care yeah. doresc să îl urmez, nu doar la admitere, ci și ca și facultate, am o gândire critică și analitică și îmi dau seama mult mai ușor decât cei de la uman de anumite nuanțe ale unei probleme. Uh, am sesizat în ce mi-ai spus un lucru extraordinar. Faptul că ție matematica, ți-a plăcut, îți făcea plăcere să rezolvi la majoritatea elevilor am recepționat alt mesaj. Doamne mă chinuie această problemă, vai de mine, trebuie să o rezolv cu cât chin. Deci nu, nu, nu plăcerea era cea care îi îndemna să, să, o rezolve problema, ci faptul că era obligat să o facă și atunci e foarte bine, zic, să, pentru tine, să faci cu plăcere ceea ce, ce faci. Asta îți dă un plus întotdeauna. Da, mi-a plăcut întotdeauna să mă lupt cu mine, să mă lupt cu problema și de fiecare dată când îmi permitea timpul, dacă vedeam că nu pot să o fac din prima, poate o lăsam puțin, dar reveneam asupra ei și uh, nu acceptam pur și simplu că nu îi găsesc rezolvarea. Voiam să găsesc perspectiva corectă și să pun cumva uh, datele cap la cap astfel încât să ajung la rezultatul pe care știu că îl pot obține. Nu-mi nu place să mă dau bătută, sunt foarte încăpățânată, ceea ce e și bine, e și rău, uh, dar asta mă caracterizează. Te duci la drept. Uh, cum ce, ce ai vrea să faci după ce termin dreptul? Pentru că în viziunea mea, dacă nu uh, termin Institutul de magistratură, nu știu, poți avocat să fii într adevăr, poți să fii consilier juridic, uh, da, cam acolo s ar îndrepta uh, știu eu visul unui absolvent de drept să facă institut de magistratură să ajungă magistrat. Tu cum. Ce, ce ai în cap în momentul de față? cum te e vezi. cumva prematur să îmi fac un plan, într adevăr mă gândesc, însă nu spun într adevăr așa o să fie pentru că nu am ajuns încă acolo și pot să da. îmi fac doar o imagine, o iluzie. Mă gândesc la varianta de avocatură, avocatură de litigi, nu de consultanță, nu mă văd în domeniu. Există și magistratura printre opțiunile mele, însă încă o dată vreau să văd exact ce îmi place, îmi place penal sau civil. M-am informat uh, cu privire la ce ar însemna fiecare uh, sferă din uh, drept, și cred că penalul mi se potrivește mai mult. Uh, nu mă văd notar în notariat, cred că m-aș plictisi. Da. Uh, nu spun că este o activitate monotonă, dar nu cred că m-aș uh, regăsi în totalitate. În ce centru universitar ai vrea să mergi? Adică vrei să mergi? la Cluj. Din totdeauna am dorit Cluj. Bucureștiul mi se pare foarte haotic. Într-adevăr, există multe oportunități. Multă lume spune că la București se dă ora exactă. Poate se dă ora exactă, dar nu cred că asta îmi doresc. Nu spun că la Cluj nu există același haos, pentru că, bineînțeles, fiind un oraș destul de dezvoltat, există acea aglomerație urbană și totuși nu se compară cu, nu, cu, cu siguranță nu. nu, cu siguranță nu. Și să știi că facultatea de drept din Cluj este o facultate puternică. Este considerată una din facultățile puternice din țară, ca și cea din București. Cam ele două sunt considerate cele, adică. mai, cele mai puternice facultăți. Este curios, de că sunteți atrași către Cluj, absolvenții de vârf al colegiului Radu Negru, Țin minte că tot acolo s-a dus Ioana Vijoli, ea s-a dus, a făcut ceva în informatică, tot acolo s-a dus Andreea Pandrea la medicină da. și ele au luat cea mai mare medie la baccalaureat în Făgăraș și tot către Cluj s-au dus. Singurul care a trădat Clujul a fost Darius Cupu. Da, la Brașov, a la Transilvania. S-a da. dus la Transilvania, la Brașov, tot la drept și el. Da. Da. Tu ai prins în... ești un elev de excepție, ai prins și perioada pandemiei. Cum ți s-a părut învățământul în pandemie? Haotic am receptat în mod diferit uh, în fiecare perioadă a pandemiei. Era până la urmă și societatea uh, raportată diferit la pandemie. Pentru început noi am luat-o ca pe o vacanță. Nu știam exact uh, cum se va desfășura educația pe viitor. Nu am știut nici noi în calitate de elevi, nici profesorii. Și a existat o perioadă în care adaptabilitatea uh, a fost o necesitate și părea că lucrurile uh, nu se așează atât de repede pe care ne atât de repede pe când ne am dori. La început erau pur și simplu niște lecții trimise pe WhatsApp și era ciudat era tipic pentru noi. Nu știam exact cum o să reușim să ne punem la punct cu materia și inevitabil au existat anumite lacune, anumite pierderi. Nu am receptat materia și informația la fel cum am fi făcut-o la clasă. Ulterior mi-a început să-mi placă online-ul. <laughs> în momentul în care reveneam la școală și vedeam că suntem doar jumătate, era neplăcut pentru că cei de acasă nu vedeau la tablă mai mult ne amuzam că ei mereu din 5 în 5 minute, doamna vă rog, schimbați tabla, schimbați unghiul, că nu, nu e ok pentru noi. Uh, însă consider că e mai bine uh, să găsim un echilibru între online și fizic. Așa văd în viitor învățământul să se incorporeze uh, și această uh, latură virtuală a învățământului, pentru că, într-adevăr, elevii sunt atrași, cu toate că în online există o mai mică capacitate de control din partea cadrului didactic. E greu să faci o evaluare. Claro, pentru că elevii au această abilitate de a se sustrage, de a mai merge pe la bucătărie, pe la. Da, în timpul... da. Pentru că ai adus vorba de online, mulți părinți se plâng și mulți specialiști că tânăra generație este acaparată de calculator. Foarte multă vreme își pierde, spun ei. Nu neapărat pierzi timpul dacă ești pe calculator. Stând pe calculator, cât de mult uh, ai stat și stai pe calculator? Um, cred că undeva la 3-4 ore, nu foarte mult. Bineînțeles, în momentul în care învăț și am nevoie de informații pentru proiecte, atunci apelez la internet, implicit la calculator. Um, acest subiect al digitalizării l-am întâlnit și pe la olimpiade și pe la subiectele de competențe. Uh, Într-adevăr, noua generație uh, este foarte atrasă de tot ce înseamnă online, cumva e o parte integrantă din cotidianul lor. Uh, nu știu, nu mai văd viața noastră fără tehnologie, însă e bine să găsim un echilibru și să nu cădem în capcana uh, dependenței de tot ce înseamnă da. online, ecrane și uh, o lume virtuală. Am mai povestit asta odată, o, o întâmplare care pe mine pur și simplu m-a șocat. Eram sus la Bâlea Lac. Era coadă mare, era iarna numai cu teleferiu, cu puteai să mergi, era o coadă imensă, o familie cu un copil, nu avea doi ani copilul, plângea, plângea, îl legăna tatăl, îl legăna mama, nu tăcea, nu tăcea. La un moment dat, i-a dat tatăl tableta. În momentul instantaneu, copilul a tăcut și a început, la nici doi ani, sunt convins că nici de ani, a început să butoneze pe, pe tabletă și a tăcut, era atras de ea. Da. Un lucru, așa mi s-a părut incredibil. Da, și mie mi se pare ciudat, pentru că nici eu nu am fost obișnuită uh, așa. Eu pictam pe pietre, da. <laughs> alergam prin pădure, prin nisip, prin curte. Eu am crescut la bunici, în satul venețial de sus. Da. Deci uh, eu nu. E am. o zonă avut. frumoasă, da? Acolo, foarte da, foarte frumoasă. Da, și. Nu ai fost acaparată de nimic nu, așa. Nu. de... Nu, Mi-am de dezvoltat de... creativitatea uh, prin tot felul de activități de genul și cumva regret că generațiile de acum parcă nu mai uh, simt uh, același lucru pe care l-am simțit noi, cu toate că nu e un decalaj atât de mare de vârstă între da. mine și uh, cei de, nu știu, doi ani. E, e ciudat nu. pentru că nu ne simțim, <laughs> nu știu, foarte maturi, neapărat. Da, nici nu, la vârsta asta. Da, ne avem cum. Da. În uh, ultima perioadă ai văzut că s-a modificat, adică s-a dat ordonanță de modificare a structurii anului școlar. Va fi cu cinci module și așa. Cum ți se pare această idee? Încercarea de schimbare e binevenită. Toată lumea a conștientizat că există nevoie de ceva nou în sistemul de învățământ, astfel încât elevii să aibă un proces de învățare și de acumulare de cunoștințe mult mai bun. Însă nu știu ce va ieși din această încercare. Din nou, mi se pare ciudată. Chiar am mai vorbit și cu profesori. Nu știu cum o să-și împartă materia, pentru că. O să existe niște pauze în care elevii se decuplează, se nu decuplează, și după aceea, decuplează da, se decuplează la școală. Da, o să iasă da. din ritmul lor. Iar nu se dau teze. unii spun că e bine, unii spun că nu e bine. Cum apreciezi tu? Îmi amintesc Așa. că în clasa 7-8, când era teza la matematică, cel puțin luam caietele și trebuia să recapitulez și uh, cu ocazia asta îmi puneam la punct tot ce înseamnă informații, îmi dădeam seama cenunțelei ca să pot întreba la clasă și acum la liceu au existat ani datorită sau de fapt din cauza pandemiei în care n-am mai avut teze și bineînțeles că ne-am bucurat, am zis că e un stres în minus, însă nu știu cât a fost până la urmă un avantaj. Pentru noi, pentru că situația respectivă ne punea uh, în punctul în care, în poziția în care să trecem prin uh, materie și să realizăm exact ceea ce știm și ceea ce nu știm. Care este punctul tău de vedere? Cu teze sau fără teze? Cum ai, cum ai face? Dacă ai fi undeva sus, să poți uh, influența învățământul românesc? Poate nu la fel de multe teze pe câte aveam noi. Acum, dacă o să fie 5, uh, nu cred că se mai numesc semestre, ci module. 5 module, da. nu cred că e oportun să avem în fiecare modul câte o teză, dar poate una pe an uh, va fi acea o evaluare. evaluare da, 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 da. Va fi acea evaluare și atunci, uh, da. Ce crezi că ar trebui să păstreze învățământul românesc și ce ar trebui să dea la o parte? Am auzit foarte mult de ideea de competiție, că sistemul ar încuraja competiția și nu ar fi benefic pentru elevi, că nu îi încurajează din punct de vedere al încrederii în sine. Pentru mine, în momentul în care participam la olimpiade, îmi plăcea să văd elevi mai bine pregătiți și consideram drept o motivație. Și cred că elevul ar trebui să fie motivat și stimulat. Și o schimbare în sistemul de învățământ ar fi bursele. Uh, într-adevăr, acum se pune accentul pe burse sociale, ceea ce este foarte bine, pentru că, într-adevăr, trebuie să încercăm să menținem un. Uh nivel constant de uh, educație și să nu depindă pregătirea de uh, nivelul economic al familiei sau de statutul social. Observați o observație foarte bună, da. Însă cred că trebuie să acordăm mai multă atenție performanței. Pentru că, de exemplu, un elev care merge la olimpiadă și se califică la etapa națională uh, intră automat în categoria de burse de merit. Însă dacă a, are o medie mare, Uh, la noi nici nu mai știu care a fost uh, exact cuantumul uh, uh, sau pragul, de fapt, uh, pentru care primeai bursă de merit. Era aceeași bursă și nu o primeai de două ori. Da. Și atunci ar trebui să se facă diferențiat. Uh, nu spun că noi suntem materialiști și dați-ne bani, însă cred că ar trebui să fim uh, raționali. În momentul în care, în sfera de muncă, uh, un angajat Dă dovadă de rezultate bune, are oportunitatea de a promova sau există niște prime, și atunci de ce să nu stimulăm elevul? Am vorbit foarte mult despre motivație cu colegii, mulți întrebau cum poți. Pur și simplu e din interior. Cred că mi-am format un ritm de lucru, de muncă, o autodisciplină și cred că o conștiință. Pur și simplu știam că dacă nu mi-am terminat ce mi-am propus, eu nu pot să dorm. Da. Și cred că mulți elevi nu au acest ritm, această. Nu cred că e neapărat discipline, dar la acest simț al învățării și atunci au nevoie de o motivație, de un sprijin financiar de ce nu. Și cred că ar trebui ca guvernul, Ministerul să acorde mai multă finanțare în vederea performanței. În ceea ce privește materiile și programa, cum vezi tu? Ce ar trebui făcut. Se, se spune, sunt multe critici, că învățământul românesc este prea teoretizat. Că, uh, li se dau elevilor prea multe informații pe care trebuie să le acumuleze, care după aceea nu le mai folosești. Nu le mai folosește. Da, într-adevăr. Uh, însă eu cred că e necesar să ne formăm o cultură generală. Eu uh, întotdeauna am zis: învăț. Câte mai puțin din tot, pentru că nu știu exact unde mă va duce viața. Poate ar trebui să punem accent mai mult pe experimentele științifice, când vine vorba de, nu știu, chimie, biologie, să existe și această latură practică. Noi făceam experimente și la fizică, de exemplu, însă mai rar existau acele determinări și cred că elevii sunt atrași de această latură și ar trebui cumva dezvoltată. Însă există într-adevăr și materii în care informația pare stufoasă, nu pare neapărat utilă. Știu când făceam în uh, gimnaziu educația tehnologică, nu înțelegeam exact uh, la ce ne-ar folosi. Probabil o să existe anumite materii care o să se introducă, de exemplu educația sanitară. Eu sunt un susținător al acesteia, cred că e nevoie de așa ceva în școlile românești și nu doar de asta, de educație financiară. Cumva, pe lângă ce avem deja, să mai adăugăm și bineînțeles să și scoatem pentru a nu împofăra elevii cu o cantitate mult prea mare de informație. Și asta spun mulți că sunt mult prea încărcați elevii ai simțit, nu fiind foarte organizată, bănuiesc că ai reușit să, să le duci pe toate. Da. da, cred că la un moment dat îți dai seama ce înseamnă prioritate și înveți să înveți. Înveți că poate nu toate cerințele profesorilor sunt neapărat acolo în prim plan și există proiecte, de exemplu, cărora trebuie să le acorzi mai mult timp și anumite teme de lucru care nu sunt uh, atât de solicitante și uh, nu necesită atât de multă energie și efort. Te-ai gândit să pleci în străinătate la facultate? M-am gândit la varianta Erasmus. Mi-ar plăcea da. să am un schimb de experiență, mai ales în Franța, Uh, mie îmi place tot ce înseamnă cultura franceză, civilizația franceză, învățând limba franceză, am avut contact cu tot ce înseamnă acest lucru. Uh, însă nu m-aș vedea stabilindu-mă în străinătate. Nu spun niciodată, niciodată, însă deocamdată nu mi-ar plăcea să îmi părăsesc țara. Deci te vezi profesând în România. Da. Uh, Clujul este și un oraș cultural. Te vei duce la spectacole, la vei asculta muzică, vei merge la teatru. Cu siguranță, probabil toată lumea e conștientă că în Făgăraș avem anumite oportunități, însă cumva programul cultural este limitat, nu avem cinema sau uh, multe alte activități pe care le oferă uh, o metropolă și dacă voi putea, bineînțeles că voi profita. Cu siguranță nu o să stau doar cu capul în carte, am nevoie de recreere, de momente în care să îmi încarc bateriile ca să dau randament. Îți place mai mult teatru sau filmul? Filmul. Filmul. Da. Și la muzică, ce preferi? Uh, nu, pot Ce fel spune. De muzică? nu pot spune că îmi place mai mult uh, sau mai puțin un anumit gen de muzică. În general, uh, muzica pe care o ascult reflectă starea mea de spirit și totodată e influențată de persoanele din jur. Uh, dacă în grupul de prieteni ascultăm rock, ascult și eu rock <sus> și nu cred că uh, îmi displace. Dacă există momente în care vrem să ascultăm pop, ascultăm pop. Da. E <sus> o gamă variată. Ne apropiem de finalul uh, emisiunii. Cum te vezi? Deși mi-ai mi -ai spus că mergi pas cu pas, dar totuși cum te vezi? Ai o proiecție așa a ta peste 10 ani? Sper că o să fiu fericită și împlinită. Orice ar însemna împlinirea și succesul la momentul respectiv, pentru că acum văd reușita într-un anumit mod și sunt conștientă că o să mă schimb odată cu trecerea anilor și uh, nu știu cum uh, o să îmi doresc să arate viața mea la momentul respectiv. Clar, aș vrea să am o carieră, uh, nu mă văd întemeindu-mi o familie, uh, adică să am copii în viitorul apropiat, cel puțin. Asta e o caracteristică a voastră a generației. Da, generației da. Da, da. da. În primul rând, realizarea profesională și după aceea, cea familiară. Da. Da. Pentru că te vei duce studentă la Cluj, unde ai prefera să stai, în cămin sau în gazdă? Să știți că în ultima vreme a fost cumva subiectul principal și în grupul de prieteni și în familie. Într-adevăr, dacă o să am oportunitatea de asta la Cămin, probabil o să încerc. Vreau să uh, văd ce înseamnă și asta. Când am fost la Olimpiada acum anul acesta la Craiova, la națională, la franceză, a fost ciudat pentru că am stat într-un internat. Traiul la comun era greu datorită condițiilor de acolo pentru că ni s-au pus la dispoziție nu tocmai cele mai bune condiții, deși știam că nu mergem la lux pentru că, în general, persoanele care au avut contact cu Olimpiadele, atât elevii cât și profesorii, au știut că nu se pune preț pe acest lucru și nu ne ducem la hotel. Și a fost interesant. E o experiență. Pentru că altfel cunoști și ei pulsul uh, vieții de, de liceu, de de, uh, de, fac, de facultate, de, de, de universitate. Da. Te-ai gândit vreodată să intri în politică la anumit uh, vreme? Sincer să fiu, nu. Mi se pare că politica, deși ar trebui să aibă în centru individul și interesele lui, rămâne pe interese, dar parcă personale, și cred că are o latură de. Am învălui cuvintele astfel încât să se creeze niște promisiuni care nu pot fi respectate, pur și simplu. Și ajung cetățenii să fie convinși de niște iluzii, poate în necunoștință de cauză, însă sper că o să fiu în continuare un cetățean responsabil. Noi și la liceu discutam și la orele de dirigenție și nu numai despre ce înseamnă spiritul civic, despre a merge la vot, despre a lua inițiativă, dacă poți să îți aduci aportul în societate, însă ca și reprezentant al unor uh, ai comunităților în general, uh, nu m-aș vedea. Este un mare păcat, toți elevii de excepție cu care am vorbit și cu studenți de excepție, niciunul nu vrea să audă de politică, tocmai din motivul acesta, pentru că spun că e foarte multă iluzie acolo și multă, multă minciună. Asta e un lucru rău pentru România, pentru că atunci se duc toți oportuniștii și ariviștii și merge țara așa cum merge. Și o ultimă întrebare. Cum vezi tu dezvoltarea României în viitor? Ești ca un tânăr care acum uh, și-a zborul din liceu, merge spre facultate, uh, merge, face primii pași spre maturitate. Cum vezi tu dezvoltarea României în viitor? Ești pesimistă, ești optimistă? În general, eu nu pot să spun că sunt foarte optimistă. Îmi place să cred că sunt realistă. Cred că se va dezvolta. Pentru că există oameni competenți care își doresc să facă ceva pentru societate, însă nu cred că o să ajungem în punctul în care să punem semn de egalitate între noi și națiunile occidentale. Și e păcat. Însă văd potențial în tot ce înseamnă România și sper că o să existe o turnură pozitivă a situației. Și sper că la ea să participe din plin și oameni ca tine. <laughs> Să sperăm. Paula, eu îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Îți doresc în continuare multă sănătate, mult putere de muncă și noroc. Că e da, într-adevăr. Noroc în viață. Te felicit pentru rezultatul excepțional pe care l-ai obținut, nu numai acum, pe tot parcursul uh, uh, anilor uh, școlari. De asemenea, încă o dată, părinții care te -au, sunt convins că te-au sprijinit și, de ce nu, profesorii care... Într-adevăr, eu am e... avut o relație foarte bună da. și cred că noi am avut aici un avantaj. La Făgăraș, atunci când vedeam elevi din alte orașe care poate nu aveau susținerea profesorilor din altă parte, realizam cât am fost eu de norocoasă aici. Îți mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.